Salutare, vampirașilor! Sunt eu, evoluția lui Catnap Junior! Am crescut și în sfârșit am devenit și eu mai inteligent! Da, vampirașilor, nu mai sunt copilașul mic Catnap Junior, acum sunt adolescentul Catnap Junior! Draculas, vreau să te mănânc! Oh, nu! Copilașul nostru, Catnap! Nu! Cum e posibil așa ceva? Calmează-te, calmează-te, Catnap! Poate domnul doctor știe ceva de ce a ajuns copilașul nostru așa sălbatic? De ce am spus că sălbatic? Eu tot ce vreau e să-l mănânc pe Draculas! Draculas, vino în coace! Oh, vai, 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 vai de capul nostru. Băi, nu-i prea bine situația. Am făcut niște experimente pe Catnap Junior, pe copilașul vostru. Și aparent, cum să vă spun eu, este posedat demonic. Da, ați auzit bine? Nu a crescut la vârsta de adolescență. Tot este un copilaș mic, dar da, este posedat demonic. Eu tot ce spun este că trebuie să avem grijă și să trebuie să rupeți blestemul ăsta. Nu sunt preot, probabil un preot vă poate spune mai mult. Eu sunt un doctor și am făcut știință pe el. Așa că ce puteți să vă spun e să aveți grijă și da, să-l țineți cu vitamina C și să nu se meargă la școală. Da, bine. Bine? Nu-i bine! Nu-i bine deloc! Trebuie un plan! Uite ce a ajuns copilașul nostru! A ajuns un nebun! Catnap Junior, întoarce-te la noi! Dar sunt la voi! Dar și ce aș vrea să fac să-l mănânc pe Draculas? Oh, nu! Cel mai bun prieten al meu, Catnap! Ești bine? Da, Dog Day, de ce n-arăt bine? Ia spune, vrei și tu o posedare demonică din aceasta șmecheră cum am eu? Da, vreau și eu! Da, ce vrei tu, nu vrea nimica! Of, bine, dar când mai cresc vreau și o posedare demonică! Calmați-vă! Trebuie să-i cerem ajutorul lui Draculas! Nu pot să cred că iarăși apelez la Draculas! Păi de ce nu apelez la Schibidi Toaletele dacă tot v-ați împrietenit așa tare? Fiindcă adevăratul prieten cel bun este Draculas și Schibidi Toaletele nu vor să ne ajute de asta? Oh, mai tași, mama Catnap! Schibidi Toaletele au altă treabă! Mergem la Draculas să ne ajute! Da, sigur, altă treabă, sigur, sigur. Dacă stau bine și mă gândesc, ia să vă spun eu ceva foarte interesant. Simt cum posedarea demonică îmi controlează tot corpul și tot creierașul. Transformare demonică. Oh, nu, domnule doctor, ce ne facem? Da, te rugăm, salvează-ne copilașul! Băi, și voi ce credeți că eu știu să fac chestii din astea? Băi, eu sunt doctor, nu sunt preot specializat în exorcizări satanice, demonice. Mergeți voi la biserică, nu știu ce se întâmplă aici. Catnap, ești bine? Da, tătucă, este așa de bine încât... vreau să-l mănânc pe Draculas! Da, după privirea mea de doctor, tot ce pot să vă spun este că nu este bine! Fugeți de aici! Da? Vrei să fugi, domnul doctor, nu? Și pentru voi, părinții mei și prietenii mei, n-aveți ce să-mi faceți! O să fug departe, mă duc să mai mănânc oameni sau cameraman! Oh, nu, repede, la Draculas toată lumea! Da, trebuie să facem un plan cu Draculas, haideți să mergem la el acasă! Mergem acum, haideți! Bă, cine bate așa la ușă, doamne, bă, ce se întâmplă? Bă, Draculas Junior trebuia să se ducă la școală! Bă, stai, bă, cine bate așa la ușă, ai de capul meu, dar... Ai, ce mai vrei și voi, Draculas, stai! Revin imediat... Bă, abia m-am trezit și eu, ce-s cu bubuielile astea ruși, bă, Juan? Bă, cum adică, bă, ce-s cu bubuielile astea, bă, Draculas, bă? O veni familia Catnap și familia Doctor, dar nu știu ce vor acolo, noi ni pregăteam să facem grătar. Ce grătar, bă, îi vineri! Ce grătar, bă, băiatule! Ăsta Draculas Junior trebuia să fie la școală! Bă, tu de ce nu ești la școală? Uite, bă, Draculas, cum să fără carnea asta pe grătar, fii atent aici! Ce vrei să faci? Bă, tu ești...
Na, că tu ești nebun tare, no, ce școală, bă, băiatule, închid ușa. Da, uite, bă, cum spui carnea. Bă, trebuia să fii la școală, ce nu caută Dracula Junior la ora asta la școală? Bă, Dracula, bă, calmează-te, nu știu ce, ești așa supărat pe viață, bă, du-te un pic și vezi ce vrea familia Catnip. Lasă, bă, școala, că are timp Dracula Junior să o facă. Da, bă, are timp, bă, să o facă, dar uite-te la el ăsta, păi el are nevoie de școală, ți pare normal? Da? Uite-te un pic la el, asta ți se pare ție normal? Băleu, mi-ar dus ciorile astea în corp, băleu, ajung ca și carnea asta aici pe grătar. Na, bă, na, și tu te întrebi că de ce să meargă la bine, bă, bine, voi știți mai bine. Ia să văd familia Catnip și familia Dog, de după cât mi-ați făcut zilele astea cu schibitii toaletele voastre, așa ar trebui să vă dau. Stai, Draculaș, bine, iartă-ne, n-am vrut să atacăm baza SCP și să-i distrugem invențiile domnului Motan de știință, dar avem nevoie de ajutorul tău și e urgent. Bă, mai urgent decât că Dracula Junior dă foc la școală și dă foc la casă și trebuia să fii la școală. Da, bă, dar stai puțin, unde-i Catnip Junior? Ce s-a întâmplat? Păi asta încercăm să-ți explicăm, nu știm ce s-a întâmplat cu el, a devenit posedat demonic, l-am dus la spital și a evoluat acolo, s-a făcut de două ori un monstru și domnul doctor a spus să vorbim cu un preot și nu a știut niciun preot și a venit la tine, Dracula, să ajută-ne, te rog, nu vrem ca și copilașul nostru să rămână posedat demonic pe viață. Ai de capul meu! Bă, bine, o să vă ajut, ai, bine, dă-mi telefonul tău. De ce să, dă-mă telefonul tău, nu mă încoace. A, bine, gata, el de aici. Dă, bă, încoace, așa, ia să vedem aici, bam. Ăsta e telefonul lui Catnip, bam. Alo? Ia, de ce mă sunt, tăticule? Vreau să-l mănânc pe Dracula, n-ai înțeles? Nu sunt tăticul tău, Catnip, sunt chiar Dracula. A, Dracula! Calmează-te, te rog frumos, te calmezi, Dracula Junior. Înțeleg că ești evoluat, posedat, demonic. Ei bine, fii atent cum facem. Vrei să mă mănânci, nu? Da! Fii atent, îți dau niște coordonate prin mesaj și ne vedem acolo. Iar tu mă vei mânca, bine? Da, trimite-mi acum. Așa, stai așa, așa. Și odată așa, ți-am trimis, ai primit? Stai să văd. Da, gata, ne vedem acolo. Abia aștept să te mănânc. A, da, și să vii la 3 dimineața. Ua, de ce la 3 dimineața? Eu vreau acum. Bă, vrei sau nu să mă mănânci? Ne vedem acolo unde ți-am dat locația la 3 dimineața. Bine! Pa, bun, gata, ne vedem la 3 dimineața la biserică. Stai puțin, ce-a însemnat asta? N-am înțeles nimic. Păi da, bă, n-ai înțeles, bă, eu și cu vampirașii am înțeles. Bă, vampirașilor, apăsați pe butonașul de like dacă ați înțeles. Eu l-am păcălit pe Catnip Junior. El vrea să mă mănânce fiindcă este posedat demonic. Domnul doctor a zis că el nu se descurcă și că trebuie să vorbiți cu un preot. Nu mai avem nevoie de un preot, că sunt eu aici, eu prin câte am trecut și singur, și cu domnul Motan, și cu doamna Draculas, cu mama Motan, cu bă, prin câte posedări demonice să spună vampirașii, bă, vampirașilor, prin câte am trecut noi împreună. Ia amintiți-vă, frate, Catnip, trebuie să-ți ducem copilașul care este posedat demonic în o evoluție foarte urâtă, trebuie să-l ducem la biserică, știm noi, o biserică foarte șmecheră și ne vedem acolo la 3 dimineața. Normal că el nu o să-și dea seama, el crede că la 3 dimineața vine și mă dau așa pe tavă în fața lui să mă mănânce. Bine, la 3 dimineața ne vedem acolo. Bine? Fai dracu, ați mulțumit mult! Da, mulțumim mult! Mama Catnip îți dă un pupic! Da, mulțumim mult, Draculas! Să vezi și prietenul meu, Catnip! Lasă-vă că am mai auzit eu de astea. Iar acum vă salvez, suntem toți prieteni, mergem la McDonald's și mâine când domnul Motan de știință creează ceva în baza SCP, veniți să mă atacați. Băi, și ceva nici nu mai contează, bă. Sper că de data asta vă calmați. Hai să mergem să vă salvăm copilașul. Bine, ai noroc, deoarece Dracula Junior chiar nu trebuie să meargă la școală azi. Păi vezi, bă, Dracula, ci tot atâta școală e vineri. Bă, mâine e weekendul. Și ce ar trebui ăștia să facă la școală? Ce? Să facă și ziua de vineri liberă. Pă! Să aibă copii 3 zile pe săptămână liberă, eh? Da, nu mă faceți pe mine președinte? Bă, Oan, cu tine președinte, păi tu pui o zi de școală și 6 zile weekend. Păi da, bă, și ce-i greșit? Nu-i pe greșit, Doamne ferească, dacă am spus ceva. Hai! Yay! Grătara! Ce faci, bă, măi, de la grătar? Bine, hai la școală! Păi nu mergem la școală, avem altceva mai bun de făcut. Ce? Mergem să facem o exorcizare posedată demonic la 3 dimineața.
Mamă! Aia spun și eu, bine, plecăm când îi trebuie provizii pe drum, trebuie să trecem, facem niște cumpărături și după mergem la biserică. Dar pe cine, bă? Păi săracul Catnap, nu știu cum a devenit posedat demonic, chiar nu știu, probabil ceva, nu știu cum a devenit posedat demonic, dar mergem. Bine, vampirașilor, nu uitați din butonașul de like dacă vreți să-l salvăm pe Catnap Junior! Bine, mergem la biserică, la 3 dimineața ne vedem acolo. Păi stai, bă, Dracula, schi de vreme, unde duce acum? Bă, eu cu Juan și Dracula Junior avem alte planuri, trebuie să mergem să facem niște cumpărături, hai! Ne vedem acolo la biserică, te-am pupat! Bine, vampirașilor, v-am pupat și pe voi, nu uitați din butonașul de like, să mergem! Iuhu! Bun, vampirașilor, am ajuns aici, hai de capul meu, uite, 3 dimineața, vampirașilor, se poate vedea acolo și l-am chemat pe Catnap. Păi, Dracula, bă, de ce, bă, mai bine mă duceam la școală, bă? Bă, mi-am dat seama, mi se frică să vânez chestii posedate la 3 dimineața, uite ce înfricoșător arată. Știu, bă, vină cu acea oan să nu te vadă. Bă, dar ce fac părinții lui Catnap acolo în spate? Bă, cred că încearcă să le api la spate, hai de capul meu. Ha, Dracula, pot să-ți simt mirosul. Unde ești? Ha! Aici sunt, domnule Catnap! Stai, bă, Dracula, bă, ce faci? Bă, lasă-mă, bă, că știu ce fac. Îi vin pe la spate ăștia. Bun, Catnap Junior, trebuie să mă asculți. Acolo, în interiorul sufletului, tu ești. Catnap Junior, nu ai cred devenit adult, n-ai devenit adolescent, ești încă un bebeluș și ăsta ești tu, Catnap. Doar ai fost posedat demonic. Vrei să mă minți? Ah, Draculas, ajută-mă, sunt eu, Catnap Junior. Demonic! N-ai pe cine să mai ajuți, Draculas. Am pus stăpânire pe sufletelul lui Catnap Junior, iar acum sunt Catnap Junior demonic, malefic, și vreau să te mănânc. Oh, nu, copilașul meu! Hai de capul meu! Împreună putem, împreună putem toți pun racheta pe tine! Ia, bă, de aici cu rachete! O să rămânem doar noi doi, Draculas! Nu! Ce se întâmplă? Bă, unde sunt? Unde sunt restul? Monstrule, unde? Bă, Catnap, Dracula Junior! Bă, ce? Bă, ce? Nu! Nu! Ce-ai făcut cu ei? Sunt într-un loc mai bun! Draculas! Vino în coace! Nu! 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 Dăm drumul! Nu mai văd nimic! Nu mai văd nimic! Doamne, ce monstruozitate împuțită! Ah, vino în coace, Draculas! Trebuie să trag în el, vampirașilor! Bă, se distruge tot! Unde-i, unde-i, unde-i? Trebuie să iau această cruce! Numai cu această cruce voi reuși să-i pun capătul lui Catnap! Catnap, voi folosi această cruce pe tine! Ia crucea din fața mea! O, te mănânc cu tot cu cruce! Bă, crucea în gura! Ia, bă, crucea în gura lui Catnap! Ce se... Nu, ce se întâmplă cu mine? Trebuie să-l duc repede în fața reușii să-i bag crucea în gura, așa, și stai așa aici, în biserica asta care arde, îi dau acum și cu bazuca. Nu, no, simt că crucea își face efectul. Ia de aici! Te-am prins, Catnap, ia-ți adio! De la crucea ta, Draculas, m-ai pus în ghid crucea! Familia Catnap, unde ați fost? Unde ai fost tu, Draculas? Deodată ați dispărut în ceață și nu m-am mai văzut! Bă, ai reușit să-l oprești pe Catnap? Da, era crucea aia sfințită acolo, eram sigur că o să găsesc artefactul din pădurea din România, crucea magică, și l-am băgat pe gât. Bă, Draculas, bă, mi-a fost dor de tine și mie mi-a fost dor de voi. Bă, am crezut că fumul ăla pe voi v-a luat. Nu, bă, pe tine și pe Catnap te-a luat. O vreau să te mănânce, ai din capul meu. Da, bă, da, efectiv, fii atent ce s-a întâmplat din greșeală. Aveam crucea în mână și am băgat-o, bă, pe gât, din greșeală, efectiv, prea genial. Hai să vedem dacă o să funcționeze. Bun, dădeți-vă, mama Catnap, domnule Catnap, tata Catnap, dădeți-vă mai în spate, nu știm ce arătare va ieși de acolo. Trebuie să fim mega pregătiți pentru ce... Oh, Catnap! Auleu, ce s-a întâmplat cu mine? Mă doare capul! Vai, Dracula, să-ți mulțumim mult! Haide, bietul nostru, Catnap, te duce la un McDonald's și nu te mai duci la școală mâine. Păi știu, te duci de luni. Auleu, vampirașilor, bine că totu-i cu bine. Hai să-l salut, uite, te-a ajutat și Dracula Junior și Juan. Mulțumesc mult, băieți, fără ajutorul vostru n-aș fi reușit. Păi lui Dracula trebuie să-i mulțumești. Nu, mulțumește-le nouă că cu toți am ajutat. Bine, îl pun aici pe Catnap. Bine, vampirașilor, sper că v-a plăcut episodul ăsta. Mi-a plăcut super mult, sincer să vă spun. Mă bucur că am reușit să-l salvăm pe bietul Catnap, că nu merita să fii posedat demonic. Dar bă, prea șmecher arătai. Știu, îmi doresc înapoi să fiu poftim? Nu, am glumit. Aia spun și eu că o glumit. Bine, vampirașilor, și noi mergem acum acasă să ne culcăm, să băgăm un McDonald's, ne uităm la un film, râdem împreună în familie și ne vedem.
vedem în weekend, vampirașilor, adică mâine, nu uitați să verificați și canalul Dracula Joacă. Bine, vampirașilor, să zice mai tare comunitate, vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la episoadele astea, mă ajutați foarte mult, înseamnă foarte mult pentru mine, vă iubesc și cea mai tare comunitate și ne vedem mâine. Pa, pa! Iuhuu!